Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint plăcinta de vișine cu griș, făcută de mama mea. Peste făină a adăugat pe margine un pliculeț de praf de copt, iar în mijloc a făcut o gaură, a pus drojdia și două lingurițe de zahăr, peste care a pus apă călduță și a lăsat să crească. Iar după ce s-a activat drojdia, pus iaurtul peste praful de copt, un ou. A pregătit și o cană de apă și a început să încorporeze prima dată iaurtul, oul, praful de copt și drojdia. Apoi a adăugat cana de apă. Toate ingredientele de la această rețetă le voi posta în cutiuța cu descriere pentru a fi mai ușor să le urmăriți dacă vreți să faceți această rețetă. Și acum adaugă și o lingură de sare. Și amestecă până încorporează toată făina. După ce a încorporat toată făina, adaugă o lingură de untură. O încorporează bine, apoi a mai adăugat încă jumătate de lingură de untură. Și la fel încorporează foarte bine. La final, a trântit aluatul de câteva ori de masă și l-a lăsat la dospit. Așa arată dospit. După ce a adospit aluatul, pregătește și grișul, pune laptele la fiert, 1,5 litri. După ce fierbe laptele, pune în ploaie 12 linguri de griș. Am adăugat și 4 plicul de zahăr vanilinat și 12 linguri de zahăr. Iar când începe să fiarbă, lăsăm pe foc 3 minute și grișul este gata. Lăsăm grișul 10 minute să se răcorească. Cam așa are consistența. Iar după ce s-a răcorit, adăugăm ouăle pe rând. Noi am pus 4 ouă. Și incorporăm bine după fiecare ou. Aluatul este superb, foarte pufos. Iar acum, tapetează tăvile cu hârtie de copt și cu mâinile unse cu ulei, împarte aluatul în 3 părți aproximativ egale. Iar acum întindem aluatul. Prima dată a încercat în tavă, dar a fost mai ușor după ce a scos hârtia de copt pe masă. Așează vișinele, le-am spălat și le-am scos sâmburii. Iar peste vișine adăugăm grisul. Am împărțit această compoziție pentru 3 plăcinte. Cam așa arată înainte să o băgăm la cuptor și am pus-o la cuptor timp de 40-50 de minute la cuptorul preîncălzit la 180 de grade sau o lăsați până este rumenă deasupra. Cam așa arată, este o plăcintă foarte, foarte bună, vă recomand să o încercați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, la revedere!